Salut, Lei! Voi face citirea pentru relații, luna decembrie, pentru un bărbat cu ascendent zodie în leu. Să vedem cum vor fi relațiile voastre în luna decembrie. Întrebăm oracolul Lenormand și runele. Și iată, aveți o problemă legată de riscuri, de speculații chiar. Și mai ales când vedem acest arbore, ne putem gândi și la o problemă legată de sănătate. Vom vedea. Bun. Deci, pentru voi, s-ar părea că unii dintre lei veți primi o veste din partea societății, deci din societate, din mediul vostru social. Sau legat de natură. Veți primi această informație, veste, și de la un prieten. Vorbim aici de un câine, un prieten, care va aduce bucurie. Un prieten care vă comunică ceva legat de un contract și acest lucru vă bucură. Să zicem, societate, grădina, deci societatea, vă dă totuși niște speranțe, fiindcă asta reprezintă speranțe pentru o împlinire, pentru o reușită. Deci ceea ce se întâmplă în mediul social, așa, vestea care vă dă acest prieten și legat de un contract, asta vă creează acea atmosferă de plăcută, de speranță. Și această speranță vine chiar legată de o casă, de o așteptare. Voi v-ați aștepta să se împlinească acest, să zicem, veste pe care o primiți, să se materializeze prin o casă, achiziționarea unei case, lume multă acasă sau poate achiziționarea unei grădini, a unei case cu grădină. Deci poate să reprezinte și acest lucru. Și toate acestea, așa cum am spus, vă sunt anunțate de un prieten. Prieten care el, acest prieten, vă dă și bucurii. Arată bucuria voastră de a-l întâlni pentru a face o alegere. O alegere la care voi ați sperat. Deci, voi sunteți, cum să spun, cu fața spre această alegere.
Deci va fi foarte importantă pentru voi această alegere și speranțele voastre sunt foarte mari legate de această alegere. Speranțe care să fie concretizate printr-o bucurie, o bucurie care vine legată de acest buchet, de eforturile voastre. Deci ați făcut eforturi pentru a se împlini ceva. Și am spus, e legat de o casă acest lucru și va aduce foarte multă bucurie. Deci vă bucurați să vedeți eforturile voastre încununate de succes, de o reușită. Această reușită, bucurie, așa cum am spus-o, este în urma acestei alegeri care pentru voi va fi fericită. Și vă dă speranțe foarte mari. Fericire. Deci, speranțele voastre par să fie împlinite. Dar, totuși, această casă, iată că și vouă v-a apărut, că nici nu l-am observat până acum, așa, acest crin, crinul care mai îndulcește aspectele acestei persoane, care v-a nedreptățit. Am putea spune că poate fi vorba de o persoană care fie că v-a mințit, fie că v-a nedreptățit, sau o persoană care a observat greșelile voastre și pentru aceste greșeli chiar v-a persecutat. Și această persoană, în final, și ea poate să vă dea un sfat bun. Este o persoană care are destul de multă experiență și poate să vă dea acest sfat. Legat de o casă, dar acest sfat s-ar putea să vină și legat de să zicem, de invidie. Invidia celorlalți. Invidia unei femei. O femeie care mult timp și-a dorit să vă manipuleze și această persoană și-a arătat neîncrederea. Își arată că are anumite îndoieli față de aspectele pe care le arătați voi legat de o finalitate. Că ceva s-a încheiat, s-a finalizat, ați obținut ceea ce ați dorit. La fel și prietenul. Prietenul nu vrea să, am zice, să aibă prea multe relații cu această persoană care nu este chiar atât de fidelă, nu este o persoană chiar corectă. Și totuși aceste sfaturi vă îndreaptă spre eforturile voastre, sfaturile pe care vi le dă această persoană cu mai multă experiență, vă îndreaptă spre o reușită. Aceste eforturi vă aduce un contract bun. Și aspecte benefice. Să vedem ce spun și runele.
Nu avem foarte multe lune și toate merg spre același aspect pe care l-a evidențiat și asta să le o să o pun așa. Ea e și mai depărtată de celelalte. Deci am putea spune că voi aveți aici o relație care nu se perfectează, tocmai datorită faptului că această persoană caută să vă aducă pierderi și aveți mai multe persoane care se tot implică în viața voastră, dar nu cu intenții benefice. Deci, sunt persoane, poate, din societate care vă tot dau vești, vă tot spun, sau această situație unde cineva vă cunoaște situația voastră și vă invidiază, dar din familie, uitați-vă, familia, arată că cineva din familie vă ajută, vă dă sfaturi bune și chiar vă aduce daruri, daruri materiale, daruri sentimentale, declarații. Vă puteți baza pe familia voastră care este alături de voi, chiar dacă, așa cum am spus, aceste persoane, ele încearcă să se implice în viața voastră, poate că și această relație cu o femeie și în societate puteți să întâlniți persoane care încearcă să se implice și să vă deturneze cumva de la scopul vostru, dar familia vă ajută, vă susține și veți avea o împlinire cu cele de 2 rune benefice ale voastre. Deci eu vă doresc numai bine și împlinirea o vedeți și aici. Cu această situație, uitați-o, este clar împlinire că se implică cineva și vrea să vă sucească, să vă creeze probleme, se întâmplă, dar familia vă dă sfaturile de care aveți nevoie pentru a vă împlini aceste eforturi ale voastre să fie cu împlinire. Eu vă doresc numai bine. Și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, dacă aceste citiri vă ajută, puteți să dați și voi un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!